În duminica a treia din postul Paștelui, credincioșii argeșeni au participat la Sfânta Liturghie oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului, în paraclisul închinat Sfântului și Dreptului Iov de la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul Antonești, din comuna Corbeni. Ierarhul argeșean a tâlcuit Evanghelia din această duminică, amintind despre semnificația semnului Sfintei Cruci, dar și despre îndemnul Mântuitorului de a ne purta crucea în fiecare zi prin credință, răbdare și iubire față de aproapele. Când mărturisim pe Tatăl, pe Fiul, pe Sfântul Duh, nu? Așa trebuie să le facem, deci mărturisim credința dreaptă în Dumnezeu, în Sfânta Treime, dar și crucea trebuie să o facem corect. Dumnezeu ne-a gândit pe noi așa în atot știință și în atot bunătatea Lui, ne-a gândit pe noi ca pe o cruce întrupată în trup și suflet. Da, este. Deci noi suntem, vrem, nu vrem, purtători de cruce. Dacă vrea cineva să mă urmeze, zice Iisus, să se repede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze, adică noi, trup și suflet, așa cu toată viața noastră, cum spune Ectenia, cum o spun diaconii, și toată viața pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm, adică trupul nostru în chipul crucii, și sufletul nostru în chipul crucii trebuie să le dăm pe amândouă. Ni le-a dat Dumnezeu și noi trebuie să le dăm Lui Dumnezeu maturizate și îmbunătățite. Adică binomul acesta îmbunătățit trup-suflet trebuie să întoarcem, cum să spunem, darul lui Dumnezeu pe care ni l-a dat El. Noi încercăm în suferințele pe care le avem să ne apropiem și să luăm ca mângâiere. Dacă Iisus Hristos a purtat crucea suferințelor, nu? Păi și noi ne întărește Dumnezeu să purtăm crucea suferințelor care dau peste noi, bineînțeles. Da, și este o experiență foarte importantă. Aceste încercări care vin peste noi, acest efort de a rezista suferințelor și a oboselii de fiecare zi. Mănăstirea cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din comuna Corbeni a fost construită pe un teren donat în anul 1943 de Gheorghe Erbașu. Lucrările au rămas nefinalizate, biserica fiind folosită mult timp ca staul pentru oile localnicilor. După anul 1989, la inițiativa înalt preasfințitului Arhiepiscop Calinic, au început lucrările de reconstruire, care au fost terminate în anul 2004. Lăcașul de cult a fost sfințit în data de 24 iunie, în ziua de cinstire a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.